E o victorie foarte importantă, o victorie muncită. A fost un meci foarte dificil și sperăm să scoatem puncte cât mai multe din celelalte partide. S-a produs practic schimbarea asta în care era nevoie odată cu noul antrenor, toată motivația? Da, a fost o motivație în plus, a fost o schimbare, bineînțeles, și ne bucurăm că am câștigat asta. Ce a adus nou mister în aceste zile de când a venit? Cred că atitudinea noastră a fost schimbată de la celelalte meciuri, n-am început campionatul așa cum voiam și ne bucurăm că am câștigat. Irobiso astăzi un pic și îngerșit de mult, pasă de gol și încheie meciul. Da, Irobiso ne ajută foarte mult, păcat că a luat roșu. O să ne lipsească meciurile următoare. Tu faza aia cum ai văzut-o când a primit al doilea galben? Nu am fost atent la faza aia. Și nu ți-a spus nimic a doua? Nu, n-am vorbit. Și un discomfort dispus la efort astăzi. Da, Budi se pregătește foarte bine și e din ce în ce mai bine. Ne ajută foarte mult. Și totuși, cu această victorie, voi reveniți acolo aproape de play-off, vă gândiți? Încă nu ne gândim. Mai sunt 5 partide și luăm meci cu meci și vedem la final unde o să fim. Ne mai urcați pe Hagi? La Malamani? Sperăm să-l încurcăm pe oricine, nu doar pe Hagi. Paul Papu aduce un pic de experiență acolo în defensivă. E nouă vostru coleg. Da, este un jucător cu foarte mare experiență, un jucător bun. De ce nu? Ne poate ajuta. Cât a contat revenirea lui Jair? Jair este un jucător foarte bun. Vă dați seama că a contat, mai ales că a dat și gol. Ne ajută foarte mult. Ați avut parte și de un gazon mai bun astăzi față de meciurile precedente, nu totuși? Da, n-a fost chiar așa foarte bun pe partea dreaptă, acolo era înghețat. Dar ne-a ieșit și ne bucurăm de chestia asta. Publicul?